De 12 ani la Giurgiu, pe 1 decembrie de Ziua Națională, în parada celor care au defilat în centrul orașului, giurgiuvenii au văzut defilând din partea Ministerului Afacerilor Interne doar pe pompieri și jandarmi. În acest an, celor de la MEAI, la parada de Ziua Națională li se vor alătura și polițiștii. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție, comisar șef Vasile Tache, a făcut un apel în emisiunea Audiența, unde i-a îndemnat pe giurgiuveni să participe la manifestările de pe 1 decembrie, unde îi vor vedea pe polițiștii care acum se află în plină pregătire pentru defilarea de Ziua Națională. Cu giurgiuvenii o să ne întâlnim pe 1 decembrie de Ziua Națională și fac un apel pe această cale și profit de prezența mea aici să participe în număr cât mai mare pe 1 decembrie la Ziua Națională, unde vom fi prezenți cu tot ceea ce înseamnă tehnică din punct de vedere polițienesc, cu efective, vom defila pentru prima dată. În ultimii 12 ani vom defila și noi alături de colegii noștri cu efective, o să vedeți și poliția alături la defilare. Alături de colegii? Colegii de la jandarmii, pompieri, a zis că polițiștii nu mai erau. Pe fondul modificării de statutului. De cât timp nu ați mai defilat? De 12 ani. Anul acesta va fi primul an în care am deja intrat în pregătiri, să spun așa, cu un pluton, care va defila alături de colegii noștri și invit pe giurgiuveni la această zi națională să o facem cât mai frumos și să o petrecem împreună. În fiecare an, manifestările dedicate Zilei Naționale a României din 1 decembrie se desfășoară pe șoseaua București și în Piața Tricolorului. La paradă participă detașamente de militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca, Jandarmerie, Crucea Roșie, Poliția de Frontieră și Tehnică de Luptă a Ministerului Afacerilor Interne și a Poliției Locale.